Cluj câștigă, vedem ierarhia, un meci extrem de important din perspectiva îndepărtării de zona acesta fierbinte, în care se află locurile care duc direct în Liga a doua și cele care dispută barajul, 23 de puncte, pe tot sigur că e în continuare în luptă pentru un loc în europene, dar sunt diferențe mici, nu se știe niciodată încotro te duci. Câștigă Cluj grație a doi goluri la doi veterani, împreună Chipciu și Nistor, aproape 70 de ani. Da, mai ales câștigă pentru că a înțeles foarte bine terenul, ei având la Cluj un asemenea gazon, evident că știu cum se joace pe suprafețe grele, complicate. Avem declarații în curând, Chipciu între marcatori, să-l ascultăm. Felicitări pentru victorie, felicitări pentru gol și pentru tine primul gol în campionat pentru Universitatea Cluj. Care este sentimentul? Mulțumesc pentru felicitări. E un sentiment frumos. E frumos când câștigi. Ok, dacă dai gol e și mai frumos, dar clar, noi voiam să câștigăm. Eram într-o situație puțin cam dificilă dacă nu luam puncte în seara asta. Era un teren greu și ne bucurăm că le-am luat. Un joc de luptă, așa a fost, mai ales în prima parte, s-a luptat din greu acolo. Păi la fotbal, dacă nu-i luptă, ce poate să fie? Sunt echipe în România, cine e Manchester City prin România? Sunt doar câteva echipe care, în lumea asta care joacă cu mingea mai mult și celelalte echipe se luptă. Dacă nu te lupți și în viață, dacă nu te lupți, ce faci? E ușor? Nu e ușor. Nu e ușor. Nu e ușor. Și noi am luptat, era viața noastră pusă în joc. Avem clar o grămadă de suporte în spatele nostru, o echipă cu istorie și nu putem să jucăm baraj, nu putem să jucăm baraj sau să retrogradăm, Doamne ferește. Trebuie să... Noi am avut problema asta. După fiecare meci mai bun am căzut așa ca și mentalitate. Dar acum sper să nu mai cădem, avem Mioveni acasă, unde și ea poate joacă chiar ultima șansă. Și apoi avem și Cupa cu UTA, un meci iar dificil. Și când și pe Cluj Arena se schimbă terenul, trebuie să avem motivație și entuziasm pe care l-am avut astăzi. Știi că toată lumea vorbea că după 3-4 etape o să ne dăm seama în play-out ce se va întâmpla. Pare că însă nu-i chiar atât de ușor să-ți dai seama de anumite lucruri. Nu e ușor, am zis mai de mult că campionatul de anul ăsta play-out și play-off e diferit și în play-out sunt multe echipe care n-au probleme financiare, adică nu prea sunt echipe cu probleme financiare, cum au fost în anii trecuți, unde știu era doar un loc disponibil și pentru care te băteai, acum au fost 4 echipe, adică sunt 2 care pică și 2 care joacă baraj și e dificil din 16 echipe sau câte sunt în campionat să pice 4 sau să bată 4, e cam greu, dar ăsta e sistemul. Sfărbătoare mare în vestiar. Da, de regulă noi nu prea petrecem așa după victorii, suntem martaloși ca și entuziasm, dar acum s-au băgat și niște manele. Cum ne place nouă la români. Totuși, iată, jucați într-o zi sfântă. Jucați de Paște și... ați jucat de Paște, scuze, și iată, v-a ieșit cu bine. Câtă nevoie avea Universitatea Cluj de această victorie după etape mai puțin reușite. Da, sincer, ne-am și uitat că jucăm o ziua de Paște și ieri cu învierea, când ești în... Eu știu, stresul ăsta să nu retroadezi sau să te luți pentru ceva înalt, automat pierzi în vedere foarte multe lucruri, numai sărbători și familie și tot, dar ne place. În același timp e greu, dar și place după o victorie. Spuneai că e frumos sentimentul normal că atunci când câștigi și mai frumos atunci când înscrii și, nu știu, cum e pentru tine când reușești să dai gol? De ce ne cramponăm sau mereu ne gândim la cine dă gol? Doar ăla care dă gol e important? Câți jucători sunt care nu dau gol și sunt foarte buni? Auzeam acum colegii de Grealish și toată lumea, ce slab e, ce s-au dat 100 de milioane pe el că nu marchează. Păi ăla nu pierde o minge, noi ne rog că n-a dat goluri. Nu, fiecare jucător care trebuie să-și facă partea lui de, nu știu, joacă unul fundaș dreapta să nu dribleze adversarul, să strângă sau unul care atacant dă gol, ok. Dar noi mi se pare ca tendință române, aș spune că avem asta mereu, dar dă un gol, gata, e Maradona, peste 3 zile nu mai e și tot așa. Cred că ar fi mai important să ne gândim toți la echipă și să salvăm echipa, pentru noi este obiectivul și să ne calificăm în finala cupei. Să uși câștigăm. Mulțumim tare mult! Alex? Că ne-am mai certat un pic Chipciu. El face așa Helmut Cadamile Dumitrescu, Radu Paraschivescu, dar măcar e un tip la care nu te plictisești atunci când e la interviu. Revedeam golul 2 al lui Nistor, Helmut, că... și aproape că îți vine să zâmbești. Nu, eu nebunesc de nervi când văd fundașii central că se pun la un metru în fața portarului. Păi, tu ești fundaș central. Ia-ți vârful în primire, lasă portarul în pace. Că așa s-a luat golul 2
cei de la Petrolul. Uite-l aici. Pap în fața portarului. Bă, chiar autogol. Mi se pare că Pap. Da, printre picioarele lui Pap. L-am ca un veritabil atacant de fines. L-au ecranat bine. Da. Eu cred că portarul prindea acea minge. Dacă Pap nu era. Nu știu, era un șut bun. Nu, dar era pe direcția lui. N-a văzut. Bun, și dacă ar fi văzut, oricum i-a luat, i-a zburat. Da, pleacă vârful prin fața lui la, mă rog, e vârf acolo în fața lui, puțin trebuie să închide zone. Adică Pap trebuia să stai acolo? Trebuie să te duci, nu poți să lași culorai, fii, te rog, amabil, dă-și tu spre poartă în partea asta. Asta e aproape de înaintaș. Păi da. Dar ce să faci la chestia asta? Acum că da, terenul ăsta e cu o bună mutare, sigur cum a ajuns Nistor să tragă de acolo, din care o atât de liber. Și asta e povestea, driblează foarte ușor, se eliberează și da, sigur... Da, pe teren ca ăsta, da. Ideal e să dai la poartă. Adică da, clar, poartă. Dar eu știu, și au făcut-o repede. Da. Cade mingea în fața ta, în fața portalului, e foarte greu de gestionat. Da, da. Asta, foarte repede s-au scris cele două goluri și au înțeles repede ce trebuie să facă cei de la Ucluș pe un asemenea teren, spre deosebire de Petrolul Ilie, care după patru meciuri câștigătoare au apărut astăzi. Cum s-au apărut? Petrolul parcă n-au mai avut nimic. Nu știu, parcă au fost o echipă oarecare. Echipa lui Sabou, dacă în echipa lui Sabou, dacă nu apar greșeli de astea personale, și am văzut ultima perioadă foarte multe greșeli personale la această echipă, și respectă planul tactic, este o echipă incomodă, mai ales că în multe momente cedează deliberat terenul, spații reduse, urmare și reacția atunci când intră în posesie, deci este o echipă reactivă cu jucători cu mare experiență. Nistor e un jucător cu mare experiență, Kipciu, care am auzit, sunt jucători care pot decide un joc. Ți-a plăcut Cluj? Sau este de circunstanță, se pare, terenul, i-au luat repede? Putem trage o concluzie de valoare? Cât un pic din fiecare. Ca valoare, da, până la pauză, lucrurile au fost clar în favoarea universității, pentru că a știut ce să joace, cum să joace, cum se adapteze și a speculat slăbiciunile care există berechet în tabăra Petrolului. L-am văzut pe antrenor, pe Pârvu, implorând lumea să vină. Parcă ar fi simțit ceva. Știu că e zi de Paști. Știu că e la 6 și ceva. Dar vă rog eu mult, veniți. Au venit ceva, meciul n-a fost rău, eu mă așteptam în condiția unui gazon atât de rău să nu se joace mare lucru. Gazonul a înlesnit anumite execuții, paradoxal, chiar și driblinguri. Și Universitatea este o echipă care, într-adevăr, poate să spună și altceva decât ceea ce comunică o echipă în general amenințată de retrogradare. Ea acum s-a dus la 4 puncte de Chindia, care joacă mâine cu FC Argeș. La Pitești, cel mai extrem de important pentru ambele echipe, mai ales pentru FC Argeș, și a spune crucial partidul acesta. La fel cum Ioven joacă cu Universitatea etapa viitoare, acolo este meciul ultimisimei șanse, atâta cât mai poate să aibă șanse Ioven, mai degrabă teoretic. Însă, da, Universitatea e o echipă bine așezată, adică unde se vede metoda lui Sabău, se vede tenacitatea lui, se vede o anumită formă de rigoare pe care el a avut-o și ca jucător, deși era un fantezist, reușea să combine fantezia și rigoarea. Aici a fost o mare ratare a CEO de la Petrolului Grozav. A fost o bară, da? A fost o bară. Da, e cea mai mare ocazie a lor. Da, e ocazia uriașă care putea relansa meciul, n-a fost să fie. Și da, probabil că se vede Sabău în ceea ce le-a transmis jucătorilor, exact asta. Da. Ataca spații libere, din clinciul poate mingea să vină la voi și apoi trageți la poartă. Cât mai repede eliberați-vă și trageți la poartă. Trebuie să te adaptezi la un teren ca ăsta. Exact. În multe momente se vizi construcția de pe linia de front, să joci mai direct. Exact. Am văzut o pasă către portar, nu mai știu cu era de la Petrolul, care era să iasă... Era să iasă golul 3. Da, era să iasă golul 3. Deci asta e. Nu faci lucruri de genul acesta pe un asemenea teren și cred că ține sigur și de jucători, dar și de antrenori. Apropo de antrenori, să-l ascultăm pe Sabo. Felicitări, concluzii după această partidă jucată. Am cu toate problemele care le-am avut, jucători accidentați, suspendați, cu Martici bolnav, la fel Gomes, Tiam și așa mai departe, am reușit totuși să trecem peste aceste probleme, să ne concentrăm, să alergăm foarte mult și în urmă să luăm cele 3 puncte foarte. Și n-au fost atât de mari problemele la fundașii centrali, cum discutam înainte, iată că s-au descurcat. Când ești concentrat, când te lupți pentru fiecare minge, pui în dificultate adversarul, ceea ce am și reușit. Am suferit până la sfârșit, pentru că am avut două situații în prima repriză de 3-0, să închidem jocul. Craiova cu noi i-au dat 3-0 la pauză și s-a terminat jocul.
Am avut și a doua repriză, la fel două situații mari, Kipciu și Gomes, n-am reușit. Până la urmă am suferit până la sfârșit, o victorie într-un moment foarte delicat pentru noi și eu știu ce spun. Și cu atât mai mult cu cât înscriu și doi dintre poate cei mai experimentați jucători ai echipei dumneavoastră, iată Dan Nistor, Alex Kipciu. Alex Kipciu, da. A doi jucători importanți, ei când sunt în formă, când sunt pregătiți, stau bine fizic, fac diferența. Sunt adevărați lideri. Istorie astăzi pentru Cluj. Pe mine puțin m-a interesat. Păi sunt atâtea meci, dar adică sigur, chiar am câștigat și am intrat în istorie. Da, corect. Niciodată Ucluj n-a mai câștigat la Ploiești, cu Petrolul. Spuneți-ne cum se văd lucrurile de acum încolo, după această gură de oxigen. Foarte, foarte greu de gestionat această perioadă. Situație foarte grea. Avem meciuri încă. Clasamentul e foarte, foarte strâns. Pierdeam astăzi, eram în mare, mare dificultate. N-a fost un meci decisiv, dar lucrurile se complicau. Avem un meci care trebuie să pregătim foarte bine, meciul cu Mioveniu, poate cel mai important, cel mai greu, pentru că venim după un joc important, câștigat, Mioveniu e ca și retrogradată. Din punct de vedere mental, considerăm săptămâna asta că totul va fi ușor și aici trebuie să intervin eu și, într-adevăr, să am o discuție foarte, foarte convingătoare că ne așteaptă un joc foarte delicat, foarte dificil, cu, mai ales că noi jucăm în deplasare, noi nu jucăm acasă, meciul cu Mioveni. Iar la Mediaș întotdeauna am avut probleme, din păcate. Și încercați, bănuiesc, să-i țineți și cu picioarele pe pământ, despre asta e vorba, pentru că, într-adevăr, spunea Filip mai devreme, poate că Petrolul ne-a luat și un pic altfel. Da, ei ne-a avut patru victorii, da. Noi am avut două înfrângeri și am arătat destul de rău, în afară de meciul de cupă, n-am arătat deloc bine. Să recunoaștem acest lucru. Am avut o săptămână bună în care ne-am pregătit și am avut o altă atitudine în ce înseamnă pregătirea acestui joc și am fost răsplătiți. Totuși, lucrurile parcă nu stau atât de rău. Iată, după această victorie faceți 23 de puncte și sunteți calificați în semifinala cupei. Până nu îmi îndeplinesc obiectivul, eu n-am cum să mă bucur. În alertă și atent la toate detaliile, pentru că știu ce se poate întâmpla. Dacă nu câștigi cu Mioveni, ne așteaptă încă un meci acasă cu voluntari, meciul de cupă. Da, sperăm ca la meciul cu meciul de cupă, da, să jucăm acasă, să fie gata gazonul, să putem juca acasă în fața propriilor suporteri, și pentru că altfel jucăm acasă. Din păcate, meciul cu Mioveni, altfel trebuie să jucăm în deplasare. Vă mulțumim tare mult! Okay. Păi da, Cluj e într-o frumoasă misiune, sau Neuțu Sabău, aceea de a salva echipa, ceea ce nu era dat atunci când a preluat-o, din potrivă, a spune, era pe locul retrogradant sau în orice caz de baraj, și pe Cupa României. Și să joci finala ar fi o mare realizare, el a văzut semifinală cu UTA. Asta mă gândeam, că UTA numai grija cupei nu are, este la baraj la ora asta, ieri a pierdut, a jucat prost, s-a auzit din nou demisia la adresa lui Balint. Prin urmare, nu știu dacă ei au mare chef de cupă, și Clujul și UTA. Sigur că e o performanță să ajungi acolo în semifinale. Clujul are mai mult chef. Clujul are mai mult chef și are și lot mai bun, cred eu, și are și un antrenor care știe ce să ceară. Da. Să stăm un pic pe Țicu, pentru că simt că are ceva de spus. Primele 15 minute. După am egalat cumva jocul, dar cred eu că ne-am trezit puțin cam târziu. Da, ei oricum cu mult mai multe ocazii create. Ați avut și voi într-adevăr acea bară prin grozav. Da, să știi că raportul este unul zdrobitor, dar într-adevăr voi ați avut posesia un pic mai mult în prima repriză și mult mai mult în a doua. Totuși, de ce n-ați reușit să reveniți? Ți-am spus, am intrat foarte greu în meci, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că au reușit să adapteze mai repede când la teren, cu toate că a fost terenul nostru. Asta, ți-am spus, este frustrant pentru noi. Dar n-avem ce face, trebuie să băgăm campul să muncim în continuare, pentru că ne așteaptă meciul viitoare de foc. Ioan Filip spunea mai devreme că poate că nu i-ați luat atât de în serios cât ar fi trebuit luați, pentru că voi aveați cumva, nu aveați grija punctelor cum o au ei, erau într-o situație și mai grea. Într-adevăr, cred că meciurile trecute câștigate noi ar trebui să ne dea puțină liniște și nu relaxare, și cred că astăzi am intrat cu puțină relaxare, cred eu. Am confundat-o cu liniștea. Asta este. Poate e mai bine, așa să zic, să fie un duș rece și să continuăm din ce în ce mai bine, pentru că, ți-am spus, ne așteaptă viitoare meciuri de foc. Cum crezi că va reacționa echipa după această
această înfrângere, voi aveați doar victorii în acest play-out. Da, sunt în caractere puternice, zic eu, jucător cu personalitate care știu să facă față presiunii, sunt jucători cu experiență în vestiar, sunt jucători tineri care se adaptează și se dau după ei, cred eu că echipa pe viitor va arăta foarte bine.